Volodymyr Zelensky acuză Rusia că încearcă să amenințe întreaga lume prin bombardarea teritoriului centralei de la Zaporijă. Котре пробило дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно усі в світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Declarațiile vin în contextul în care guvernele Ucrainei și Rusiei s-au acuzat reciproc cu privire la atacul în jurul centralei nucleare din Zaporijă. În același timp, secretarul general al ONU a făcut apel la Moscova și la Kiev să oprească acțiunile militare din jurul centralei pentru a evita o catastrofă umanitară.